Dar asta. Mie îmi pare rău de un lucru. Dorin Chiortoacă s-a înconjurat de oameni profitori și oportuniști. Același Gămrețchi, care nu este Gămrețchi, numele lui este altul. Stoicev, Stoicev, Stoicov, Stoicov. Da? El e Stoicov, nu e Gămrețchi. Și el este căutat în Italia pentru anumite prevaricățiuni sau ilegalități comise acolo. Și ca să nu mai fie persecutat, și-a schimbat numele și-a luat numele mamei. El a fost directorul garajului Parlamentului. Și de atunci îi spuneam lui Ghimpu, ce face omul ăsta? Că am informații că face ceva cu benzina Parlamentului. Și după aia aflu că devine șef pe transport la primărie. Păi eu nu mai eram la tele, ce să zic? Știți cum e? Când spui liderul de partid că ai niște corupții în jurul tău, nu se uite la tine, profesor universitar.